că o avem alături de noi pe eroina principală a acestui videoclip. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum sunteți astăzi? Foarte bine! Mă simt foarte bine, mai ales că sunt aici alături de voi și o atmosferă așa frumoasă și mai ales că e o dimineață așa liniștită și cu soare. Și noi suntem fericiți că astăzi sunteți în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur. Cum v-ați început această toamnă? Foarte bine. În activități foarte multe. Am început munca cu copiii care dă foarte multă energie, mă încarc așa cu bunătate, cu dispoziție bună. Copiii doar întotdeauna au fost o inspirație pentru artiști și pentru oamenii de artă. Ați început acest nou sezon în plină forță, pentru că, iată, am reușit să privim împreună cu cei de acasă și videoclipul piesei Lume Dragă. Și am să vă citez, ați scris o postare tare frumoasă pe Facebook: această melodie înseamnă foarte mult pentru mine și sper că veți simți la fel de puternică conexiunea cu ea, precum am simțit eu în timpul înregistrărilor. Povestiți-ne mai multe detalii, cu cine ați colaborat și cum a decurs tot procesul. De fapt, am filmat nu foarte mult timp, într-o săptămână l-am și filmat. Cel mai important este că eu am vrut să arăt frumusețea verii în Moldova. Era o caniculă excepțională, 40 de grade, dar nu simțeam, pentru că vroiam să fac ceva frumos și imaginam că o să placă la lume, pentru că am arătat colinele, viile noastre. Cel mai important că noi am vrut să filmăm când erau ceva fructe. Așa. Dar, din păcate, ne-am dus și nu mai erau persici. Zic, nu-i nimic, filmăm așa fără persici. Cred că de acum au fost culese de mult și am colaborat cu un băiat foarte tânăr. Așa. Se numește Ilia. Și mi-a plăcut foarte mult că nu am fost deloc stresată în timpul filmării. Asta foarte mult a contat pentru mine, aveam o dispoziție bună. Și această piesă a fost scrisă de fapt de Viorel Martin, muzică și text. Pe această cale îi mulțumesc din toată inima și chiar mă caracterizează foarte mult. Și atunci tu când cânti o piesă care te caracterizează, tu depui mai mult efort și îți place din toată inima. Și vreau să zic că e primul meu videoclip și anume la această piesă am vrut să primul fac. Videoclip, apropo. Da, felicitări. Da, mulțumesc. Melodia a fost lansată ceva mai devreme și iată că în sfârșit a ajuns și produs foarte mult, video. Nu de foarte mult timp. Am fi vrut, de la început împreună cu Virelu discutam despre videoclip, dar iată că a venit și videoclipul și urmează, pentru că îmi doresc să fac la toate piesele mele câte un videoclip. Doamne ajută! Pentru că merge mai bine la public și lumea află de tine mai bine așa și mai multe informații. Da, și fiind primul videoclip, cum au fost emoțiile? De fapt, eu sunt obișnuită cu camera, nu aș zice că am o problemă, mai ales că sunteți mai mereu în lumina reflectoarelor. Da, foarte mulți ani am oficiat căsătorii și acolo mereu mergeau filmările, adică nu aș zice că am o problemă cu camerele. Chiar m-am simțit foarte bine și, nu știu, poate se vede și în videoclip că mă simt în apele mele. Așa, sunteți tare bine dispusă și asta cu siguranță se simte. Cu ce piesă noi ați mai reușit să vă îmbogățiți repertoriul? Pentru că de mult n-am mai stat la discuții. Pregătesc acum o piesă despre copiii mei. Păi așa, noi suntem artiști, ne cântăm viața. Așa. Și am o piesă care lucrez la ea acum despre Moldova, pentru că îmi doresc foarte mult să am o piesă dedicată țării care o iubesc foarte mult. Republica Moldova pentru mine este acasă, pentru mine este mama, este totul. Și chiar dacă am fost și am trăit peste hotare foarte puțin timp, dar Republica Moldova este acolo unde mă simt cel mai bine și acolo unde pot cânta cu tot sufletul muzica noastră populară. Da, văd că aveți și lacrimi în ochi. De ce?
Ei, așa sunt. Sunt mai... emoții pozitive. Da, sigur, că pentru că eu cred că fiecare interpret ar trebui să aibă o piesă despre țara în care s-a născut și sper să le placă la toată lumea, pentru că lucrez așa Siguranță. Cum lucrez la toate piesele. Deci procesul de creație este întoi, da, la, în sigur, acest moment. Da, sigur, da. Da, și nu vreau să mă opresc, pentru că da, nu o să lansez piesă după piesă, dar o să muncesc la acest capitol ca să folosesc tot timpul care îl mai am, pentru că oricum am început un pic cam târziu, de, după părerea mea, și cânt pentru sufletul meu, cânt pentru oamenii care mă adoră și cânt pentru țara mea care o iubesc. Ce frumos! Spuneați într-un interviu că muzica populară este totul pentru dumneavoastră. De ce acest gen de muzică și nu... Pentru că de mic am cântat muzică populară și mai am o dragoste foarte mare față de muzica folk. Așa. Aceste două genuri de muzică sunt, îmi pot exprima trăirile mele sufletești. Pentru că cânt așa, în cercuri mai restrânse, cânt și muzică folk. Nu am nicio sărbătoare unde să nu cânt piesa Cât trăim pe acest pământ. Cred că nu a fost așa sărbători și toți apropiații mei chiar adoră această piesă și o cunosc. Și copiii mei o cântă, am doi copii, ambii cântă piesa și până și soțul cântă împreună cu mine. Dar cum alegeți tematica pieselor? Cine sau ce vă inspiră? De fapt, cu Viorel Martin, care colaborez cel mai mult, noi discutăm foarte mult tema. Mai sugerează și el, pentru că are o experiență bună și este un compozitor și un textier, după părerea mea, foarte bun. Mie îmi place și mă simte. Chiar și soțul îmi zicea, uite cât este de important să te simtă compozitor. Conexiunea aceasta sufletească dintre mine și compozitor este perfectă. De aceea mie îmi plac practic toate piesele care el mi le face. Adică eu zic, da, îmi place și el se bucură și are inspirație. Numai așa un compozitor are inspirație și poate să creeze ceva care să placă și la public. Dar eu întotdeauna zic că mai întâi de toate să-mi placă mie ceea ce cânt și asta cel mai mult contează până la urmă, și pentru că publicul simte când omul face cu sufletul. Aveți doi copii frumoși, să vă trăiască. Mulțumim. Ce zic ei? Vor merge pe urmele mamei de a cânta? De fapt, ei au cântat mereu, pentru că eu, având copii care instruiesc, am ansamblu vocal, se numește Vocal Star, avem și videoclipuri pe YouTube. Eu activez de mulți ani, în jur de vreo 20 de ani cu copiii, și copiii mei mereu au cântat. Și ăsta mic acum încearcă și el să meargă pe urmele mele, dar de fapt fata Maria Mădălina nu a mai făcut muzică de mult, de când a absolvit și a plecat, își face studiile în România. Dar a încercat să crească. Da, sigur, că și tare multă lume îmi zicea, nici nu am crezut niciodată că ea nu va deveni o interpretă. Până la urmă face Politehnica la București. Dar poate cine știe, pe viitor, iată, dumneavoastră sunteți exemplul perfect. Spuneați că la început oficializați căsătorii, chiar și în această locație, și acum ați ajuns să fiți un nume notoriu. Da, eu în general am început să muncesc la Departamentul Cultura Primăriei Municipiului Chișinău, pe când Iulian Filip era director general acolo. Și uite așa, soarta a făcut niște modificări în linia vieții mele și mi s-a propus să oficiez căsătorii la Oficiul Tare Civil Municipiul Chișinău. Așa. Cum început, a fost această experiență? Eu, îți dai seama, 18 ani, nu este un an și nu sunt doi, sigur că a fost ceva magic. Pentru că să știți că e o magie atunci când formezi un cuplu. Și chiar acolo am învățat foarte multe lucruri și cel mai mult m-am învățat să iubesc oamenii. Așa. Pentru mine nu exista că sunt frumoși, că sunt mai bogați, că sunt mai săraci, că sunt mai înalți. Nu, pentru mine toți erau la fel.
eu dacă oficiam o căsătorie unde alții considerau că, uite, e mai modestă, eu depuneam tot sufletul ca să fie și la ei frumos și ei să memoreze acest moment pentru toată viața. Și ce energie să te încarci de la tineri în sărăței. Dar da. Cum ați renunțat? Păi a venit momentul. Știți, noi de fapt ar fi foarte frumos și bine ca să încheiem un capitol și să începem să facem altceva, pentru că în așa mod noi putem mai mult rezista tuturor presiunilor care de fapt le are fiecare în viață. Și atunci când faci unul și același lucru mulți ani, mulți ani, da, este o plăcere foarte mare, dar dacă simți momentul că aici, până aici a fost, trebuie să faci asta. Eu asta am făcut și mă bucur foarte mult, pentru că când îți dorești să faci lucruri frumoase, le faci. Am încheiat un capitol, am deschis altul și am început să fac piesele sufletului meu. Pentru că nu reușeam să fac ceea ce îmi place mie cel mai mult, să cânt. Ce frumos și cât de plăcut e atunci când în sfârșit reușești să faci ceea ce îți aduce plăcere. Este un vis din copilărie și visele din copilărie sunt cele mai frumoase și este foarte important să le realizăm, pentru că atunci când ajungem la o vârstă înaintată ne dăm seama că am făcut totul ce a fost posibil și sufletul este liniștit. La începutul discuției din această dimineață spuneați că aveți și un studio în care reușiți să faceți ore cu cei mici și vă place cel mai mult de fapt să lucrați cu ei. E destul de complicat. Cum vă reușește să creați această colaborare frumoasă? Știți, copiii întotdeauna pentru mine au fost ceva aparte. De ce? Pentru că ei sunt atât de sinceri, sunt atât de curați. Și mai ales că eu lucrez numai cu clasele mici, chiar clasa 0, 1, 2, 3, adică maximum clasa 4. Și energia care noi, ei o degajează și este excepțională. Și să știți că nu mai ai depresie cu așa contingent de energie, pentru că acolo găsești orice. Și acolo sinceritate, nu există... bunătate, deschidere, frumusețe, tot, absolut. Exact. Și acolo... De fapt, eu activez la Centrul Educației Estetice Lăstăriel. Sunt profesor de vocal și am un grup, am mai multe grupuri, dar de bază am unul care așa e mai puternic și care eu mă mândresc cu ceea ce fac. Ați reușit să adunați în palmares și multe premii la concursuri? Am avut, de fapt, în timpul activității am avut foarte, foarte multe premii. Copiii mai cântă și individual, mulți din ei. Dar am revenit acum de un an și încă suntem în proces de dezvoltare. Sper. Anul trecut, la Vocile Lăstărelului, am luat premiul 2 și... Asta m-a făcut să cred că merg pe drumul cel bun. Felicitări. Și o să ajungem să avem și premii și mai mari. Dar ce le place cel mai mult copiilor să cânte? Muzică populară? Noi cântăm mai puțină muzică populară, noi mai mult muzică ușoară, de ansamblu. Dar eu promovez și muzica populară neapărat, pentru că eu fiind interpretă, ei văd că eu cânt muzică populară și chiar unii din ei își doresc. Se apropie și îmi zic, uitați-vă, aș vrea și eu să cânt ceva tradițional. Și chiar copiii mici, de clasa a doua, și sigur că eu niciodată nu refuz copiilor. Dar cel mai important, că repertoriul copiilor, eu îl aleg foarte minuțios. Este foarte important să cânte despre copilărie, despre vârsta care o au. Niciodată nu o să cânte un copil de la mine despre dragoste, despre lucruri care încă e dragostea de mamă, de țară, da, lucruri care încă ei nu le trăiesc. Eu le explic foarte des acest lucru și ei știu. Chiar vin ei cu piese străine și îmi zic, aș vrea, zic, dar tu înțelegi ce cânt acolo? Da, înțeleg. Și tu consideri că e bine să cânți așa piesă?
Și îmi spun nu atunci, ți-ai dat singur răspunsul, da, dar foarte diplomat. Copiii trebuie să ai o diplomație aparte, nu poți să... Așa sunt eu. Eu cu copiii sunt, și ai mei sunt tolerantă. Eu le spun, le vorbesc despre faptul că iubesc și la toți copiii și am zis și mai repet, copiii străini pentru mine nu există. Ce frumos! Mă, știm că dumneavoastră sunteți și membra Asociației Business-ului Mic și Mijlociu Perspectiva și în fiecare weekend sunteți prinsă cu diverse activități. Cine participă la aceste târguri și cât de complicat de fapt e să le organizați? La târgul cu tradiție este un târg organizat de Asociația Obștească pentru susținerea business-ului Mic și Mijlociu Perspectiva, unde director general este domnul Denis Răilean. Cel care m-a invitat în echipă și căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-am găsit încă o vocație. Așa. Pe lângă tot ce mai fac, eu am înțeles că eu îmi iubesc țara și îmi iubesc oamenii care trăiesc aici și mai mult fiind noi o țară agrară, este frumos să ne promovăm produsele noastre autohtone. Pentru că toți cunosc că magazinele, piețele sunt pline de produse străine și ăsta este scopul nostru, de a menține oamenii buni, muncitori la noi în țară și de a promova ceea ce avem noi cel mai scump, produsele ecologice, 100% naturale. Și cei care vin la târgurile noastre, de fapt, văd ce produs bun vindem noi. Și avem foarte mulți, noi colaborăm de fapt cu peste 150 de producători. Avem în fiecare weekend, avem târgurile. Chiar și în acest weekend. Da, sigur, vom fi în sectorul Ușcani, Parcul Afgan. Vă invităm pe toată lumea cu mare drag. Haideți să-i susținem pe cei mai buni, pe cei care ne aduc pâinea pe masă și bucate ca la bunica acasă, eu așa le zic. Și cumpărați produse cu soi de la noi, este sloganul nostru, de fapt, a târgului cu tradiție. Cum reușește Ina Castraveți să fie activă în toate domeniile, și în viața personală, și cu muzica, copiii, târgurile? Cum reușiți să le faceți pe toate? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat atâta putere ca să pot duce. Sincer vă zic că tot ce fac îmi place foarte mult și atunci când tu când faci ceea ce îți place ție, atunci le reușești pe toate. Vă imaginați, multă lume nu cunoștea că eu am plecat de la stare civilă. Vizionând multe activități de ale mele, mă întrebau chiar într-adevăr cum mai reușiți și cu, zic, gata. Acolo am pus punct, am început o altă etapă a vieții mele și le reușesc pentru că chiar fac totul ce fac, fac cu drag. Și Doamne ajută la toată lumea să poată face tot ce le place. Ce își dorește interpreta Ina Castraveți pentru viitorul apropiat? Aveți un scop la care munciți non-stop? Da, îmi doresc ca târgul cu tradiție să devină un simbol al țării, producătorii noștri autohtoni să fie apreciați la nivelul care merită. Îmi doresc ca copiii să cânte, îmi doresc să fie pace, ca să avem această mare supremație de a evolua, de a face ceea ce nouă ne place în viață. Și sigur că cu cât mai multă lume fericită văd, cu atât mai bine mă simt și muzica mea vreau să o asculte toată lumea și să înțeleagă că tot ce fac, fac cu mare drag. Cu siguranță, pentru că tot ce e frumos neapărat ajunge la inima publicului. Noi vă mulțumim tare mult pentru că astăzi ați reușit să ajungeți în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur. Vă dorim să reușiți tot ceea ce v-ați propus și neapărat cu noi realizări vă așteptăm de fiecare dată. Mulțumim din toată inima!